Catedrala Episcopală Sfânta Vineri din Zalău a organizat și în acest an un program special cu ocazia Zilei de Adormire a Maicii Domnului, o noapte de veghe care a adus liniște, pace și armonie credincioșilor prezenți. Credincioșii au avut oportunitatea să participe la un ceremonial deosebit care a debutat duminică după amiază la ora 18 cu paraclisul Maicii Domnului. Programul de veghe și rugăciune a continuat cu un moment artistic organizat de Asociația Trompetiștilor din România, în cadrul căruia credincioșii au ascultat pricesne interpretate de Corul Catedralei Episcopale Lumină Lină, dirijor profesor Ciprian Ghiurco, și de Valeria Suciu și Maria Breje, invitați speciali ai evenimentului. Punctul culminant al concertului a fost constituit de invitatul special Alice Ghile, acompaniată la pian de profesor Ciprian Ghiurco, care a adus emoție și încântare prin interpretarea pricesnelor O Măicuță Sfântă și Sub o Salcie Pletoasă. Binecunoscutul imn Ave Maria, interpretat la trompetă de Viorel Mureșan, președintele Asociației Trompetiștilor din România, și la pian de profesor Ciprian Ghiurco, a completat atmosfera solemnă a evenimentului. La finalul concertului, preotul paroh Ioan Ghiurco a spus câteva cuvinte despre însemnătatea Fecioarei Maria. Noaptea de veghe a continuat cu slujba Prohodul Maicii Domnului, Taina Sfântului Maslu, iar la miezul nopții, preotul paroh Ioan Ghiurco a rostit Marile Dezlegări. Praznicul Adormirii Maicii Domnului, unul dintre cele 12 praznice împărătești ale Bisericii Ortodoxe, este sărbătorit astăzi, 15 august. Pentru creștini, Adormirea Maicii Domnului și ridicarea cu trupul la cer reprezintă ultima taină din lucrarea mântuirii oamenilor.